Începând de vineri 14 iunie de la ora 10, ONG-urile pot depune la Primăria Roman solicitările de finanțare nerambursabilă, prin care vor putea obține fonduri în valoare de 100.000 de lei pentru proiecte de interes comunitar. Primăria Municipiului Roman derulează programul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Roman pentru activități non-profit de interes local. Obiectivul general al acestora este, de fapt, sprijinirea proiectelor de interes public în vederea stimulării contribuției sectorului non-profit la creșterea și la încurajarea participării active a acestora în viața socială a comunității. Domeniile la care se aplică sunt patru: cultură, religie și învățământ, proiecte sociale, activități sportive și proiecte pentru tineret. Suma disponibilă, grandul total oferit de autoritatea finanțatoare, este de 100.000 de lei, împărțit în mod egal pe cele patru domenii, de 25.000 de lei pe fiecare domeniu. Valorile finanțărilor pe fiecare proiect sunt cuprinse între 2.000 și 25.000 de lei. Câte 90% din proiect vor fi acoperiți prin solicitarea făcută către noi, 10% fiind în sarcina celui care depune solicitarea. Pentru a fi eligibil la accesarea acestor fonduri, solicitații trebuie să fie în primul rând persoane juridice, fără scop patrimonial, asociații sau fundații constituite conform legii, culte religioase recunoscute conform legii. O altă condiție este să aibă inclus în statutul organizației obiectul de activitate care generează obiectul solicitării, să fie direct responsabil de pregătirea și managementul proiectului pe care îl depun, să nu fie intermediar pentru acel proiect, să aibă sediu social și să-și desfășoare activitatea pe raza Municipiului Roman. Proiectele trebuie să acopere spațiul geografic al Municipiului Roman, către această zonă trebuie să ne îndreptăm. Termenul pentru înaintarea solicitărilor începe de astăzi, de fapt, 14 iunie, ora 10, până pe data de 15 iulie, ora 16. Selecția și evaluarea acestor proiecte se va face în perioada 16 iulie, 6 august, de către o comisie din Primăria Municipiului Roman, iar informații suplimentare legate de orice detaliu privind aceste înscrieri se fac le găsiți pe site-ul nostru www.primariaroman.ro, la secțiunea anunțuri, la anunțuri de participare. Acolo veți găsi formularele, ghidul solicitantului și alte informații necesare. De reamintit faptul că selecția și evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 16 iulie-6 august. Informațiile suplimentare pot fi obținute de la Primăria Roman, Serviciul de Management al Proiectelor, și de pe pagina de internet a instituției.